cum spunea cineva, dar Corbovanu și cu domn Vasile Bâcu în duet, în tandem, în duel, în crucișare de săbi, cum mă doriți. Da. Confuzia, acolo nu pot ajunge. Acele, da, da. Da. De altfel, sunteți la curent, nu știu mult, domnul, nu de mult a avut loc lansarea cărții domnului Bâcu, a fost o lansare extraordinară la Herța, acolo cu foarte mulți participanți, ați găsit-o, cred că pe internet, în sfârșit, a scos o carte, trebuie mai de mult, precum și domnul Vasile, trebuie să faci singur, tot așa. Mai de mult și Tomiu... Luați exemplu. Da. Deci eu am avut și eu o idee să citesc și eu ceva de momentul tragic la Malte Prut, la Mahala, adică la Lunca, dar o găsi eu un ziar care să publice. Deci, rămân totuși la... Revin de la ședința anterioară de la Suceava și vreau să citesc două epigrame pe care le-am scris acolo, momentul din vamă când treceam granița spre Suceava. Prin vamă, forfotă din zori, înspre Suceava trec poeții, lăsând în urmă cititori pasionați de proza vieții. Și una consacrată doamnei Elena Nandriș, care, pentru că faptul că este un manager foarte puternic, este și cântăreață. Și mahalenii joacă cora că-și cunosc neamul și vița, dar când intră în primărie, fac ce cântă primăria. Ce tot cu câinii de vamă? Trecem la ziua de astăzi. Deci, primul sfat prietenesc pentru domnul Alexandru Ovidiu Vintilii, care a recunoscut că și-a uitat un poem acasă. În Cernăuți, făcându-o pe poemul, ai fost surprins că ți-ai uitat poemul. Erai distrat sau drumul lung a fost... Învață-te mai bine pe de rost. Deci, domnul Mircea Lutic, care s-a spus aici că are multe pseudonime și ce-ar spune un iordăniștean din satul dumnealui despre acest fapt? Ca să nu te afle nimeni, ți-ai ales pseudonime. Știm noi bine cine ești, gospodar din Iordănești. Și tot dumnealui, referitor la cele două perioade din creație. Când la muze făceam curte, ele se făceau că smute. Acum toate mă învie să trec la poligamie. Și îl dorim cu polițista. Polițista, o minune, cu un corp prea minunat. Aș da banii de pe lume să mă facă arestat. Și ultimul încercare de încheiere al domnului Vasile Terzadu, cum aș face eu în locul lui. Dragi, adică și la Părgăt, ne-a făcut pe toți cenacliști. Dragii noștri cenacliști, vă implor să nu fiți triști. Cât zâmbește Gina Puică, vine imediat cu țuică. Domnule Vasile, vă mulțumesc din suflet. Să știți că vă purtam puțin pică că nu mă încondeia se răs până acum. Deci mi-a venit și mie rândul și vă mulțumesc. Sunt foarte onorată. Nimeni și nimeni nu te apără în Cernăuți de condeiul epigramistului Vasile. Credeam că scăpase, dar îmi părea tare rău. Acum sunt fericită. Așteptăm replica domnului Horpovan.